Fenomen neobișnuit în zona aeroportului Ștefan cel Mare Suceava. Canalul de deversare a apelor colectate de pe pista aeroportului s-a transformat în doar câteva zile într-un adevărat canion, iar în mijloc a apărut o cascadă spectaculoasă. Primăria Salcea a avertizat administrația aeroportului încă din primăvară, atunci când s-a observat prima dată că mici cantități de nisip din zona aeroportului sunt purtate de ape către localitate. După zilele ploioase de la începutul lunii iunie, mii de metri cub de pământ au acoperit albia părâului care trece prin Salcea. Ceva depuneri au fost înainte, perioada primăverii, puțin de tot. Noi așa am observat și am făcut o adresă către administrația aeroportului în care am spus că ceva este neregulă, să aduce nisip din deal. Cel mai mult în 4 zile. În zilele astea ploioase, acum din perioada 30 mai, 4 iunie. S-a umplut toată albia? S-a umplut albia. Aici, ea s-a adus de până asta și părâul și-a schimbat cursul, vedeți? El vine pe aici, era pe partea cealaltă. Dar s-a depus, s-a făcut ca o delta, vedeți? Uh-huh. Și am săpat, am blocat, că și-a schimbat cursul, lasă pe aici. Prin grădini. Și asta, nisipul din spate, i-a dus de la deal? I-a dus de la deal, din crater, din canioanele, așa zisele canioane. Tot nisipul care se vede? Tot ce se vede. Apele au inundat aproximativ 20 de gospodării, provocând distrugerea culturilor agricole. Grădina aproximativ 20 de gospodării. 20 de gospodării? Da, cam așa, 20 sunt, da. Grădini? Grădini. Ce au fost afectat? Culturi, răsaduri, legumicultură, cartofi, parte de lucerne. A fost estimată o pagubă până acum? Nu. Trebuie verifica la toată lumea, de văzut ce pagubă au grădinile în special și zona de Imaș. După cele câteva zile ploioase, șanțul de jumătate de metru s-a transformat în apropiere de aeroport într-un adevărat canion. Marți avea o lățime de 20 de metri și adâncimea de 15, iar malurile continuă să se rupă. Pe zi ce trece, văd că asta e proaspăt de ieri, partea asta căzută. Mai mult de 10 metri? Acum, cam 20 metri deja. 20 metri. Și adâncimea? 12-15 metri tot are. E pericol în permanență de prăbușire. Apa care a dus la distrugerea Imașului și formarea unui canion și a unei cascade provine din aeroport și este deversată printr-o gură de canalizare. Dacă până de curând apa de pe pistă era deversată prin mai multe locuri, după modernizare apa colectată de pe întreaga suprafață a aeroportului este deversată doar printr-un canal betonat de câțiva metri. Domnul viceprimar, apa aia de unde vine de acolo? Pe pista aeroportului, din sistemul de colectare a apelor pluviale. Până acum de ce nu a făcut probleme evacuarea asta de pe pistă? Pista a fost mai mică și deoarece pista s-a mărit cu aproximativ 1000 de metri lungime, 20 lățime, așa, în afară de restul parcărilor sau altceva, bănuim că ăsta e motivul. S-a mărit debitul. S-a mărit debitul de apă. Evacuat doar printr-un singur loc. De uitat, dacă după vedeți, există o cameră de cădere la evacuare, probabil s-a colmatat. Așa ceva ar fi trebuit făcut până la albia părâului. Mai multe camere, un canal betonat și mai multe camere de cădere. De la ieșirea în pistă, uitați, vreo 20 de metri betonat. Localnicii fac haz de necaz și nu exclud transformarea canionului și a cascadei în obiective turistice. Pericolul este însă foarte mare atât pentru localitatea Salcea, cât și pentru aeroport. Doamne, viceprimar, v-ați îmbogățit cu o cascadă în oraș. O cascadă există, are frumusețea ei, dar e nedorită în momentul actual. Ceea ce e o zonă periculoasă în momentul de față. Făcând haz de necaz, poate deveni o atracție turistică? Da, și un obiect de studiu pentru studenții la geografie, nu? Cât de periculos este fenomenul care se produce aici? Deocamdată e foarte periculos, deoarece de la zi la zi, malurile sau cascadei, așa zisului canion, se rup și se lărgește zona și periculoasă. Sunt păstori, sunt ciobeni, oile, animalele care la Imaș. Dacă se continuă în felul ăsta, este un pericol uriaș și pentru aeroportul. Găsim în cascadă, știți, în canion. Primăria Salcea a informat de această dată Prefectura Suceava, iar o comisie desemnată de prefectul Constantin Harasim evaluează pagubele și încearcă să găsească soluții. În primă fază am anunțat administrația aeroportului înainte de perioada ploioasă. Am anunțat inspectoratul de situație de urgență, prefectura, Consiliul Județean
formând o comisie de a constata pagubile produse și o soluție urgentă de refacere. Primele concluzii merg spre ideea betonării canalului de scurgere de la aeroport până la Albia Părâului RK. O astfel de lucrare ar presupune însă costuri foarte mari, bani pe care nu iau nici primăria Salcea, nici aeroportul, dar nici Consiliul Județean. Autoritățile speră că vor primi sprijin de la guvern pentru a rezolva situația. Concluziile că se impune realizarea unui canal de scurgere a unor locuri unde să liniștim apa, niște depozite, căderea apei și betonarea până la Albia Părâului. Cine trebuie să facă aceste lucruri? Normal, trebuie să facă aeroportul, dar Consiliul Județean, credem. Între timp, comisarii Gărzii de Mediu au demarat verificări pentru a stabili dacă aeroportul Ștefan cel Mare a respectat legislația în cazul construirii sistemului de deversare a apelor.